Bade, bade inima. Danu știe ce vrea, nu știe ce vrea. Ne trădează liniștea, liniștea. Uite unde ne-a dus dragostea. Nu ne putem repara. Care este mesajul piesei? Foarte multe lucruri rămân nespuse și devin toxice. Eu cred foarte mult în comunicare dintr-o relație. Cred că asta, de fapt, este piatra de temelie a unei relații, pe lângă, bineînțeles, iubirea, sentimentele. Facem la acțiune, am plecat, ne mișcăm și când am zis stop, oriunde ați fi, reveniți la poziția inițială. Și am plecat! Și de cele mai multe ori, atunci când refuzăm să spunem anumite lucruri pentru că vrem să îl protejăm pe celălalt sau pentru că ne teamă de cum o să-l afecteze pe celălalt, de cele mai multe ori facem rău. Spune-mi, te rog, cum a fost să scrii piesa. Eram în studio cu Shif, Marco și Seba. Am început o idee, nu aveam în minte foarte clar ce o să se întâmple în ziua respectivă, pur și simplu ne-am distrat. Am început prima oară cu linia melodică, după care împreună cu Shif l-am luat așa deoparte și ne-am apucat să scriem textul. Cuburile. Deci astea două se mai întâmplă acum cu cubul și cu lanternele. Strânsul ăsta de-l face la acum un pic în mișcare și un larg unde aducem și ăsta înapoi, bine? Să ne otrăvim noastră. Nu văd niciun semn. Ziceam că am parte de echipă absolut fenomenală. Deci, de ce să vedeți? Spune-mi, te rog, ce reprezintă pentru tine în special piesa asta? În primul rând, mi-am pus amprenta și vorbește foarte mult despre ceva ce s-a întâmplat în viața mea și despre o experiență pe care eu am avut-o. Printre cuvinte nu vreau să pun punct, dar ne-am rănit când ne-am iubit. Centură gimnastică. Putem să ne mințim, dar liniștea nu minte. De ce te-aș nu vezi că iar Shift m-a ajutat să duc textul până la capăt. Exact așa cum ți-am menționat mai devreme, mă reprezintă. Spune-mi cum te simți la filmare. Îți place ce iese? Imaginile pe care le-am văzut sunt absolut senzaționale și sunt exact așa cum mi l-am imaginat eu. Cum am discutat cu star regizorul, cu Alex Mureșan, cel care filmează. Am o echipă genială, a fost așa trup și suflet și își dau tot interesul să iasă un rezultat cât mai fain. Cumva să pună în evidență și mai mult mesajul piesei. Gata, vreau să vină, hai!